Bine te-am regăsit și aș vrea să vorbim astăzi despre iubire, mai exact să încercăm să răspundem atât cât putem la o întrebare pe care fiecare dintre noi cred că și-a pus-o măcar o dată. De ce moare iubirea? Există așa o dorință în sufletul fiecăruia dintre noi să ne găsim sufletul pereche, să întâlnim o mare iubire, să o trăim întreaga viață până la sfârșitul ei. Și fiecăruia dintre noi s-a întâmplat să se îndrăgostească, să iubească, să spere că această trăire frumoasă de la începutul unei relații o să dureze întreaga viață. Dar, din păcate, această trăire, acest sentiment, dispare pe parcursul relației, pe parcursul timpului. Și ne întrebăm unde a dispărut și de ce, sau poate unii nici măcar nu ne întrebăm, ci ne resemnăm în fața situației, ori fugim repede să căutăm o altă iubire. Pentru că avem nostalgia trăirilor, sentimentelor acelea minunate de la început. Aș vrea să vedem împreună câteva motive pentru care iubirea moare. Și eu o să aleg patru dintre ele, însă sunt convinsă că experiența ta de viață, fie că e vorba despre tine, fie că e vorba despre cei pe care îi cunoști, îți aduc și alte răspunsuri, pentru că poți vedea situația, relațiile și dintr-o altă perspectivă. De aceea te invit să ne oferi și tu propriul tău răspuns. De ce moare iubirea? De ce crezi tu că moare iubirea? Eu am să-ți răspund așa cum văd eu lucrurile, chiar dacă sunt psiholog, să știi că nu pot să pretind că știu absolut totul și că reușesc să cuprind totul. De aceea te invit să fii alături de mine cu propriul tău punct de vedere, răspunzând la această întrebare. Dacă ești prima oară pe canalul meu de YouTube, te invit să te abonezi, să dai un like și să apeși clopoțelul de notificări, să fii la curent cu tot ceea ce postez din domeniul psihologiei și al dezvoltării personale. Numele meu este Gianina Timofte, sunt psiholog, psihoterapeut, trainer, life coach NLP și specialist în terapia de cuplu. Hai să vedem care sunt cele patru cauze la care eu m-am gândit pentru a răspunde la întrebarea de ce moare iubirea. Prima dintre ele aș spune că este faptul că noi confundăm emoția aceea de îndrăgostire, care este naturală, spontană și pe care nu o controlăm foarte mult de la început și care ține mai degrabă de atracția fizică, o confundăm cu iubirea. Eu nu spun că această emoție nu este frumoasă. E atât de frumoasă, Doamne, am vrea să o păstrăm toată viața. Din păcate însă, în mod firesc, ea se stinge ușor, ușor, dar de regulă, lasă loc iubirii adevărate, iar iubirea nu mai este o emoție, ci este un sentiment. Adică aleg în mod conștient, asumat, să iubesc partenerul de care am fost îndrăgostit. Și da, să știi că dacă aleg să-l iubesc așa cum este el și să muncesc la actul iubirii, atunci pot să provoc, să readuc, să refac această emoție a îndrăgostirii. Să știi că emoțiile noastre pot fi create. E suficient să mă gândesc cu plăcere cum a fost la început. Și dacă ești într-un cuplu de lungă durată în care simți că a murit iubirea, te invit să îți aduci aminte, să povestești
cum a fost când v-ați îndrăgostit, cum simțeai, cum îți vedeai partenerul, ce-ți plăcea la el. E suficient să-ți amintești, să-l privești cu ochii aceia cu care îl priveai la început sau o priveai și ai să vezi că încet, încet reapare, se reaprinde această scânteie care de fapt nu moare niciodată, e tot acolo ascunsă în inima ta. Cel de-al doilea motiv la care m-am gândit este faptul că noi idealizăm. Suntem influențați de filmele romantice, de basmele acelea cu au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Când or fi bătrânețile astea, nu știu, uneori sunt mai repede, vin mai repede decât ne imaginăm, după un an, doi, trei, așa, și fericirea asta iluzorie dispare. Pentru că, în realitate, nu e așa. Povestea nu se termină cu nicio nuntă, ca în povești sau din povești. Povestea de dragoste nu se termină după prima noapte de amor sau primele trei nopți de amor. Povestea de dragoste continuă transformându-se într-o relație și relația îți aduce în față omul cu calități, cu defecte. Noi ne imaginăm așa, mai ales femeile au aceasta, dar să știți că și bărbații au visul lor, iluziile lor, speranțele că s-a născut femeia care să-i adore așa cum i-a adorat mama necondiționat. Și femeile cred același lucru, da? Vreau să găsesc bărbatul pereche pentru că bărbatul, sufletul pereche, bărbatul ideal mă va face fericită necondiționat. Draga mea, dragul meu, vreau să știți că în realitate iubirea este mai pragmatică, mai cu picioarele pe pământ. Nimeni nu s-a născut pentru a mă iubi pe mine necondiționat. Trebuie să facem un schimb, să muncim împreună, să avem respect reciproc, să ne acceptăm cu calități și defecte, să ne gândim la celălalt cu grijă, cu atenție, ce pot face pentru tine, dragul meu? Ce pot face pentru tine, draga mea? Sunt întrebările pe care, chiar dacă nu le rostesc, trebuie să le am în minte permanent. Și în același timp, deci vezi, nu doar să aștept, să mi se dea, să mi se ofere, ci să vin eu în întâmpinarea nevoii celuilalt, oferind iubirea mea și, evident, deschizându-mă și primind iubirea celuilalt, pentru că dacă am făcut o alegere greșită și celălalt nu-mi răspunde nevoilor mele, deschiderii mele, iubirii mele, ci dimpotrivă mă rănește, atunci evident voi ieși dintr-o relație pentru că ea nu este potrivită, chiar dacă la început am fost noi îndrăgostiți. Al treilea motiv pentru care moare iubirea este că noi nu ne iubim pe noi înșine. Se întâmplă de foarte multe ori să existe atunci când nu ne iubim pe noi, pentru că n-am fost învățați sau n-am fost iubiți în copilărie, se întâmplă să avem un critic interior. Așa îi mai spunem noi din punct de vedere psihologic, folosim o metaforă, adică acea voce interioară, voce critică pe care o activăm în ceea ce ne privește. Nu-s destul de bun, ce fraier am fost când am fost în stare, da, îmi spun mie cuvinte, mă cert, mi-e ciudă pe mine, pentru că n-am reușit să fac diverse lucruri. Această voce critică foarte des pe care o am față de mine, se transmite și față de ceilalți. Să știi că persoanele critice față de ceilalți, față de partenerul de cuplu, sunt persoane care sunt critice și față de ei înșiși, chiar dacă nu conștientizează acest lucru. Așa că, dacă mă iubesc pe mine, mă accept pe mine, sunt blând față de mine, încurajator, automat voi fi și față de partenerul meu, iar acesta primind toată acceptarea și iubirea mea, se va deschide. Cel de-al patrulea motiv, cea de-a patra cauză pentru care moare iubirea, la care m-am gândit eu, este că tindem să-i rănim pe ceilalți
Pentru că noi înșine am fost răniți în copilărie, în diverse contexte. Tindem să repetăm un tipar pe care l-am trăit în relație cu unul dintre părinții noștri și care ne-a rănit. De aceea noi nu știm să cerem, să ne vulnerabilizăm în fața partenerului nostru de cuplu și în loc să spun am nevoie să fii atent la mine, am nevoie să mă îmbrățișezi, nu-mi place, mă doare, mă rănește când tu întorci privirea sau nu petreci timpul cu mine sau ridici tonul. Aceste lucruri mărunte pe mine mă rănesc, mă dor, aș vrea să faci asta ca eu să mă simt mai deschis în preajma ta, să spunem, da? Sau deschis, depinde de situație. Dar noi ce facem? Când vedem acele semnale care ne creează disconfort, automat ne apărăm aricindu-ne așa și începem să atacăm, că nu-i așa? Cea mai bună apărare este atacul. Și începem să-l rănim pe celălalt, când de fapt în timp ce îl jicnim, în timp ce țipăm la el, în timp ce plecăm, suntem indiferenți, fugim sau știu eu ce mai facem, în realitate noi de fapt cerem. Vrem ca el să ne iubească și credem că, adică nici nu credem că lucrurile astea le facem instinctiv, dar sperăm la nivel subconștient, la nivel inconștient, sperăm ca celălalt ca reacție la comportamentul nostru să ne ofere afecțiune, iubire și ceea ce noi avem. Ori, de fapt, rănind în mod repetat, nu fac decât să îndepărtez partenerul când eu, de fapt, vreau apropierea lui, vreau iubirea lui, vreau atenția lui. Și lucrurile astea se pot întâmpla de ambele părți. Acestea sunt cele patru cauze la care eu m-am gândit. Te invit să spui și tu o cauză, un motiv pentru care crezi că moare iubirea într-o relație, într-un cuplu și lasă comentariul tău mai jos. Noi ne vedem curând și cu alte materiale video și proiecte interesante pe care le pregătesc pentru tine în curând.